Fraților, a venit căldura, dacă la pădure mai aveam variante de tras pe la umbră, aici e mai trisuț, așa că până una alta o să facem un clipuleț despre cum ne protejăm de furtișag în perioada asta a anului. Cum s-a terminat culesul, am să vă arăt metoda mea. Antifurtișac. Nu știu dacă e infailibilă, dar cumva ajută. Asta nu știu dacă vă dați seama, este o plasă destul de groasă. O foloseam la un moment dat drept colector de propolis. Și am mai avut timp. Așa că pun mâna și tai niște fășii din plasa asta. Și vă arăt pe urmă cum reduc urdinișul cu ea. Ideea care este? Încă e cald și ai nevoie de aerisire. Și cea mai bună variantă, pun o bucată din asta pe cât am eu nevoie la urdiniș. Ventilează prin ea, dar accesul în stup se face pe 2 cm maxim. V-am zis, ideea este că vreau să urmează să plec în vacanță, nu să mai trec pe aici aproape o lună de zile și nu vreau să mă trezesc cu chestii neplăcute. Ideea momentan le tai fășii din chestia asta. În mod normal ar fi trebuit să le păstrez de la una la altul, dar cred că stau undeva într-o pungă băgate și puse bine. Când o să dau de ele, nu știu. Și principiu o să umblu pe la urdiniș cu foarfeca după mine și o să tai la fiecare în funcție de cât e nevoie. Asta e una dintre metode. Cealaltă de metode o vedeți la fața locului. Ei bun, uite că am venit pe poziție și pentru a exemplifica cât mai bine, scoatem odată buretele care ne-a ajutat destul de mult la alte chestii. Așa. Aici. Și luăm măsură. Cât? Cam așa. Punem mâna pe foarfecă. Stați că am pierdut foarfeca. Așa. Aducem pionezele. Poziționăm așa. Asta e ruptă. Știu, e greu cu mănuși cu pioneze, dar da, prefer să am mănuși decât să mă înțepe. Mai băgăm una că n-am potrivit-o prea bine. Chestia asta ar trebui făcută mai lanserat, când
Așa. Și cred că se vede. I-am lăsat un urdiniș mic. Are ventilație. Și a doua variantă. Haide să vă arăt la 1, unde se vede mai bine. Uite, genul ăsta de scoci. Da, de jur împrejur, pentru că stupii mei sunt destul de vechi. S-au mai lăsat catrurile, s-au mai crăpat, am mai băgat alta și facem reclamă la Italinox. Nu știu de unde am scociul ăsta, dar chestia asta e bună și la transport, pentru că eu fac transportul stupilor pe distanțe scurte și v-am zis unde să lasă câte o distanță de asta mai mare între cat și așa, până ajung ele să propolizeze și așa mai bâzi albina. Așa, dau un scoș de jur împrejur și na, să trăiască și producătorii de scoci. Cam asta ar fi pentru azi. Ne vedem data viitoare. Nu știu când va fi, dar ne vedem.